Salutare, pe și bine ați venit la un nou episod în pe serverul Anta România Roleplay. Și de câte ani ați văzut în episodul trecut, am depunat amintiri împreună cu liderul facțiunii, ca să o dăm așa. Ne-a făcut și angajarea, în care pe aia, așa mai departe. Și pe acum, prin plimbatul ăsta în oraș, am zis că să mă duc și eu până la sediu, să-i cunosc și pe oamenii ăia mai noi, dar și pe ăia vechi, dacă sunt pe aici. Știți bine că în ultimele episoade, caracterul meu principal care a fost a murit. Asta e cum ar fi copilul. Și vreau să mă duc să văd dacă mai e un băiat acolo, un băiat foarte special. O să-l auziți imediat, pe ăla vreau să-l omor. Deși am arme, am de toate. Și vreau să mă răzbun fără să știe nimeni. Deci fără să știe nimeni, nimeni, chiar nimeni. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe, vă aștept la un roleplay și vă aștept să aplicați și în anormale. Cea mai bună facțiune, ne întâlnim și la roleplay, ne întâlnim în alta, și așa mai departe. Nu știu pe cine e ăla, dar ferească-mă Dumnezeu. Mă am imediat în mine, ești numai la cap. Salut, mă auzi? Ok. Numai 12 specii? Zic, numai 12 specii? Cred că mai e cineva pe acolo. A, nu, nu știi pe unde-i. Sau copilul, sau... L-a cunoscut ieri. Mai e doar cineva pe aici. Cine? Un coleg. Păi și unde, unde te pregăteai să pleci? Eu Asta e acum beatul, am asta e venit de beatul. la intervenție. Intervenții. Da. Nu vii un pic până sus? Da, da. Păi și cine mai e pe aici? Mai e un coleg. Auzi, a venit cu gândul să... Mă rog, nu știu dacă mă cunoști tu pe mine. Am venit ieri aici ca să mă angajez. Și bine, prin asta l-am revăzut pe șeful tău. Și am întrebat de foștii membri al lui aia, bătrânii, știi? Nu mă nu știu pe unde îs. Am înțeles. Ce-i cu ăsta, mă? E! Bună ziua. Am înțeles. Am plecat. Ce-i cu ăla, mă? Cam păr lung și păr roșu în obraz. Păi și zici că anul nu-i pe aici, a? Am înțeles. Auzi, tot timpul m-am întrebat ce-i cu după ușa asta. Poți să mă uit? Da, poți să Hai, te mai haide și tu. Mamă, cum se vede de aici, dă-te, dracu. Auzi, pe tine cum te cheamă? mi se spune turc. Să mor tu. Să mor tu că tu ești turcu. Dă-te, dracu. Nu mă mai știi? Mă, cât ești. Păi și atunci de ce nu spui nimic, mă? A zis să mai prelungim așa. Păi și tu-ți mai aduce minte ce-a fost în trecut? Cum? Tu-ți mai aduce minte cine a murit pe membrii ăia? A, da. Tu! Nu Și... eu. Bă, împreună cu ceilalți care au mai fost. De unde ești? Știi prea multe lucruri. Dar n-a fost la mormânt? În ziua aia? Ba, da. Că nu mai știi că mi s-a omorât tatăl? Nu l-a omorât pe tatăl. Nu? Un coleg de-al meu l-a omorât, dar nu eu. Cine? Ia zi. Un coleg mai vechi, el chema Alex. Alex. Ia vreau să-mi prezint neapărat. El nu mai este aici. M-am înțeles. Pe ce a murit? A fost și el omorât. Fie vorba între noi, vezi că am nevoie să mă răzbun. Dar dacă aud că zici ceva, să o duc și elicopterul pe pulă. Dacă auzi ceva, nu mă interesează cât de mare ești. Buzunar la gât tot îți fac. Să n-aude nimeni ce poveste mea aici, nici șeful tău, nici anul. Bun. Cu ce vă ocupați acum? Că trebuie încerc să mă schimb. Momentan nimic, dar Dar?
Dar ce? Cum? Dar ce? Nu, nici nu. Păi și celălalt unde -s? Vase, celălalt. Sunt la intervenție, probabil. Am de intervenție. Toți? Da. Păi pe unde? Stai să văd și eu. Păi avem cu două obiective. Am înțeles. Păi și Manu, cu ce vă ocupați pe aici? Noi? Păi toți cu case și pe Băi, blond, nu, no, blondule, șatenule, mă auzi? Mă auzi, mă? Alo? Dacă nu mă aude, pot să-i dau un pic din vârf. Mă auzi? Mă lași? Da. Din vârfuri un pic. Am vrut să-l iau cu noi. Dar poate pot tras un pic urechea. Oricum o să fie numai un pic înjunghiat, deci nu... Bun. Cine celălalt? Tot un coleg. Băi, dar aici poți să-și lase mașina? Poți să o bagi în buzunar dacă mă înțelegi? Sau nu, ia că aici e mașina mea. Ah, păi atunci stai să închid pe asta. Cineva să sunteți bodyguard? Eu? Da, tu. Dacă vreți, da. Hai că ești. Cine ăla? Coleg de-a tău? Nu. E un individ. Mai e pe aici. Păi și ce vor aia? Ca să știu și eu cu ce să mă aștept. Probabil vrea să se angajeze, fac ceva. E. Are vocea cam groasă, dar nu știu cu mintea cum stă. Băi, fie vorba între noi, eu am 10 și mă mai repet. Trebuie să mă răzbun neapărat. De ce ani au trecut? Până la urmă vreau să fie treaba, știi? Da. Păi și asta e mașina pe care poți zis-o anul ieri, nu? Da. Mă, plătim bani mulți pe ea. Păi și din aia vechi, care mai ies pe aici? Cum? Din aia vechi, care mai ies pe aici? Vasi, Radu... Și Radu. Zici că Alex ăla a murit, da? Ia du-mă până la mormântul lui. Că sigur trebuie să știi pe unde-i. Cred că știu. Fu, cred că când, ce an a murit? Acum 3 ani. A, de pula mea. De pătrâneță sau? Să spunem. Aha. S-a ușurat, uite mă glonță în cap. Cam așa. Și urmași ceva mare? Nu. Ah, bun atunci. Înseamnă că am dat de cine trebuie. După chestia asta aș vrea să mă îmbrac un pic, să mă ajut să mă îmbrac, că nu știu. L-am văzut pe... De... Ce să ia, mă? Care să îmbrăcesc? Că pe tine te văd altcumva, pe ei văd altcumva. Aceia sunt paznici. Paznici. Da. Păi stai un pic, că noi, cum să zic eu, noi, voi așa ați fost îmbrăcați când m-ați cunoscut pe mine. Da, când m-am chemat la casă. Ei, s-au schimbat uniformele, dar vă cât ai mai îngreșat, ți-ai închis mașina? Da, ai și asta, dar... Păi și unde văd? Aveți un plan acolo înăuntru, un sediu, pe unde trebuie să mă duc? Ce fac? Da, o să spun, o să dau eu niște fișe. Păi am zis și eu. Că nu știu pe unde să mă duc, nu știu de unde să încep. Că totuși. Acesta e. Care? Ăsta-i mă? Vorbesc serios? Da. Ia trage-te un pic. Mă fut pe mormântul lui eu. N-a apucat să fie ultimul glonță lui. Sărăcia pulii mele. N-ai mai zis nimic. Chiar nimic. Auzi, mai există fost un motel din deșert? Da. Ia hai până acolo. Ne aducem în minte de ceva... Ceva ce-a fost.
Că acolo am auzit de la mulți, mulți, foarte multe persoane, că acolo s-a întâmplat. Dar nu mai știu în ce locație. În care zonă? În paia de la ăsta sau care? Auzi, dar oamenii tăi mai trăiesc? Mă rog, oamenii tăi pe unde sunt? Mai trăiesc? Sunt la bază. Am înțeles. Păi și nu vin și ei pe acolo la motel în caz de ceva? Păi, de câte știu, nu mai, nu se mai întâmplă nimic pe acolo și... Păi nu, mă, dar în caz... Am înțeles, dar nu, mă, dar mă refer că să vină câțiva pe acolo. Du-te la fost un motel, dacă tot. Mamă, ai spart semaforul ăla. Păi și cu cât se duce asta, mă? 350. Se mai păcat, mă. Vezi, să nu ne ducem în tete. Un fel profesionist. Am mai auzit. Ce am văzut prima dată când ai venit. Ce un fel profesionist. Auzi, ia asta un pic, ia asta un pic, ia asta un pic. Ia scoate GPS-ul ăla, că văd că l-ai acolo. Stai să pun-o într-un loc. Unde a fost mai? Unde a fost? Pe aici? Așa, așa. Auzi, ia du-te până acolo. Mai există fost acasă? Da, cred că mai există. Cred că s-a mutat altcineva. Serios? Da. Păi și cineva acolo? Probabil, nu știu. Hai fi, nu știu, sau... N-am mai fost niciodată, n-am mai fost de mult acolo. Ia, hai să te pun acolo să vedem. Băi, am început să mă aduc aminte de multe chestii și de-aia am preferat să fac așa deocamdată, după aia începem direct din forță, știi? Deci nu mai pierdem. Trebuie să ținem încă povestea care a fost. Da, dar pe munca asta stă, mă, mai în fund, mai, nu, mai în fund. Da, știu, știu. Păi, na. Aici știu. Că bănuiesc că ar fi cineva, că până la urmă da, dar... Sau e aia? Asta-i? Da. Dă-te dracu. Mamă, ce amintire, ești nebun la cap. Băi, mă apucă plânsul. Ești nebun. Băi, mă apucă plânsul, frate. Ia du-te până în altura, pe dacă a fi cineva, dacă a venit careva, asta-i. O să-l explicăm. Ia haide, ioi, fuck! O, oh, băgam ne-aș pula. Asta că m-am ridicat. Închideți mașina în caz de ceva. Aici a fost ultima dată toată schema. Aici v-am cunoscut pe voi, ha? Acolo știu că s-a bătut doi. Tă-te dracu. Da. Ei, că ați avut și o fată, m-am uitat. Băi, ce-o trecut vremurile, dă-te, dracu. Deci... Mamă, cât mă urcăm pe aici, aici în spate. Hai un pic mai repede să nu mă trăiesc cu cineva. Băi, mă duc un pic mai repede. Mamă, cum e faza asta. Dă-te, dracu. Amintiri. Deci, ce-au fost aici, au fost până la capăt. Ui, mamă, ce-a fost pe aici? Hai să-mi scot o țigară din pachet. Stai să opresc și asta. Băi, nebunule. Ce-i de făcut de acum încolo? Acum? Păi nu. Păi atunci stai pic să plecăm imediat. Dar ce e de făcut? Să mă duc să mă îmbrac? Da. Și de acolo cum dau de contractele alea? O să dau niște. Atunci hai să plecăm să nu te mai rețin. Repede trebuie să plecăm de acolo. No, păi haide. Hai mai repede, să-ți văd puterea aia în picioare. Că de făcut ai ajuns făcut. Deci de acum merge să ne îmbrăcăm băieții. Dar trebuie să-l după asta. Unde te las? Păi... Îmi lași mie mașina? Ok.
te las tine. Sau, nu, unde te las? Să știu și eu, cu aici e clar că nu te las. Lasă-te. Păi atunci, lasă-mă să conduc eu. Mi-e dor. Să fac un accident. Glumesc. Hai, deschide. Bă. Nu mai să mor tu. Ia, stai puțin, lasă-mă. Ia, hai lângă. Păi, hai să plecăm, că dacă vine careva, ce face? Hai, vină tu, conduc. De unde? Că nu-i deschisă. E. Nu-i. Mă joc un pic acolo, că văd că toată lumea are probleme cu cheia. Hai că... Hai să duc pe undeva la sediu. Haide. Deschide cu ei. Mamă, ți-a spart oglinda. Așa. Hai, du-te la sediu atunci. Păi și mașina asta cum se numește, mă? E Bugatti, dar nu știu ce. Ah, bine. Bine, m-am gândit că e Bugatti, dar nu. Ioi. Mai spartă-te fazele. Păi, nu, e automat aia. E am înțeles. Stai pic să mă gândesc, am un... mă apucă plânsul, sincer, că am văzut fost acasă. Băi, viță. Aici o să prim episod. Poftim? Au fost vremuri bune. Da. Băi, aici o să oprim acest episod. Din următorul o să începem deja să ne îmbrăcăm. Să vedem ce trebuie, ce aia ne trebuie să luăm pe noi. Și... Da. Ne întâlnim data viitoare. Vă mulțumesc pentru vizionare. De acum o să înceapă roleplay-ul. Ai vorbit cu Ana normal? Da, am vorbit ieri. Am văzut că are și copil deja. Are. Păi au trecut anii de când am plecat. Tot am luat țările la rând, știi? Pe toate le-am luat. Aproape. Și tot am stat o lună aici, un an dincolo, tot la fel, știi? Da. Și am zis că, bă, dacă hai să mă întorc. Bine, m-am întors și pentru motivul ăla ca să îl urmăresc pe om. Dar acum, dacă nu mai trăiește, lasă-l așa. Da. Esențial, eu credeam că tu l-ai omorât. Nu. Că dacă ăsta... Știi ce se întâmpla. Încă o dată. Bine, v-am lăsat eu, vă aștept pe serverul Wanted România. V-am pupat, o zi frumoasă, aveți. Ciao.